Sigur că da, dacă urmăriți declarațiile mele și de anul trecut când era domnul Nelu Tătaru, ministrul al sănătății, și de anul acesta, veți constata că permanent spun de această criză a citostaticilor, despre sincopele în aprovizionarea spitalelor, despre drepturi încălcate, despre pacienți refuzați la internare, la operație, la tratamente. Despre toate lucrurile astea am vorbit și vorbesc în continuare. Le știu foarte bine, de atâția ani cunosc toate lucrurile din sistem. Dar uitați că nu m-am orientat și să constat această căpușare cumva, dar o simt pe spatele nostru al pacienților, o simt și eu, sunt convins că se întâmplă acest lucru. Știți bine că au fost atâtea arestări, inclusiv în Institutul Oncologic București, când acel manager a fost arestat. Știm bine că și la Casa Națională s-au întâmplat aceste lucruri, când un președinte de casă lua din banii noștri de îngrijire la domiciliu. Știți bine că acest lucru se perpetuează de la o guvernare la alta. Și atunci prezența domnului Bărăscu în ecuația asta financiară, cum să-i spunem, de la Institutul Oncologic București, cum ați aprecia-o, domnule Irimia? Este o crimă, este un atentat la siguranța națională. Adică tu, ca lider sindical, te bagi în afaceri cu cei pe care pretinzi că îi aperi, că le aperi interesele. Tu faci afaceri în spatele acestei măști de sindicalist? Deci nu sunt de acord. Este un atentat la viața noastră, la siguranța națională și nu sunt de acord cu asemenea practici. Eu aș ruga cumva poliția, serviciile, DNA-ul să facă cercetare în acest sens. Dar am mai avut arestație din afaceri necurate în sănătate. Ultimul vi-l pot spune pe domnul profesor. I-am uitat și numele, care a fost Oprescu, primar al Capitalei, și care e liber, bine mersi, cu buzunarele pline și în funcție în continuare. Păi poate așa de asta, domnule Irimia, cangrena asta din sistemul sanitar. Eu nu sunt nici jurnalist de anchetă, nici nu am fost să verific personal documentele de la Institutul Oncologic București. Dar nu pot să nu observ că la fiecare predare de mandat, indiferent de culoarea politică, există această discuție despre cum restartăm sistemul de sănătate din România. Și o să vă spun cu sinceritate, mai ales că n-am niciun interes în această zonă, altfel decât că îmi doresc să n-ajung pacient. Și la Institutul Oncologic, și la sistemul sanitar, el în întregimea lui. Dar invariabil cu toții ajungem să avem nevoie. Mă gândesc așa, cangrena asta din sistemul sanitar, păi poate nici nu se dorește, domnule Irimia, să fie rezolvată, pentru că sunt niște băieți deștepți care se hrănesc în mod constant din comisioane, din negocieri, cei care sunt prinși sunt prinși, cei care sunt mai deștepți să facă la limita legii, fac la limita legii. Și atunci ce așteptări avem noi? Din păcate nu prea avem așteptări. Ne războim cu statul român în fiecare guvernare, indiferent ce culoare are. Am acționat statul în judecat, așa cum am mai spus. 350 de pacienți supraviețuiesc pentru că le-am câștigat dreptul la viață consfințit de Constituție în instanță. Nu știu dacă asta este o viață normală, dacă suntem un stat normal la cap sau un popor care nu s-a trezit încă și ar trebui să se trezească. Eu nu incit la violență, la ură sau la altceva. Vreau să arăt realitatea până la urmă. Ne sunt încălcate drepturile, suntem noi călcați în picioare de acești manageri puși politic în funcție și mai spuneam cu ani în urmă, coloratura asta politică la conducerea sistemului de sănătate, până și portarul de la un spital este angajat pe criterii politice. Uitați unde a dus, la distrugerea unui sistem sanitar care a intrat în comă profundă de ani de zile și nu mai reușește să-și revină.